Siguranța ta este pe primul loc, mai ales atunci când vine vorba de mașina pe care o conduci, iar cum temperaturile scad, mașina ta va trebui să treacă la hainele de iarnă. Te anunț că acest lucru este necesar, iar vizita la un serviciu auto specializat ar fi o măsură înțeleaptă în acest moment. La fel gândește și Radu, care spune că ai timp suficient să faci toate schimbările necesare. Consider că se trebuie schimbate așa cum recomandă producătorul, adică 50.000 de kilometri. Eu de obicei mă interesez să văd dacă n-am depășit perioada de timp. Ai timp destul ca să te pregătești pentru treaba aceasta, mai ales dacă pleci la un drum lung, e obligatoriu să o faci. Și te sfătuiesc să nu lași totul pe ultima sută de metri, mai ales că în România sunt în jur de 9 milioane de autoturisme. Anvelopa de iarnă se comportă cu totul diferit față de anvelopa de vară. Dacă pe timp de iarnă un autoturist care rămâne în localitate și parcurge în cele 4-5 luni de sezon rece în jur de 5-6 mii de kilometri, ar trebui ca la 4-5 ani de zile să fie schimbate. Ca să-ți schimbi anvelopele de vară cu cele de iarnă, trebuie să plătești între 120 și 200 de lei în funcție de dimensiunile roților și de tipul mașinii.